Mai aveți răbdare câteva cuvinte să vă pun și eu la suflet. Că părintele Antonio predica destul de bine, chiar frumos, și v-a pus la inimă ceea ce trebuie să vă puie un slujitor al bisericii. Câteva cuvinte vreau să vă pun și eu la suflet. Adică ceva să ne rămâie în minte din întâlnirea cu Domnul Hristos. De unde știi că te întâlnesc cu Domnul Hristos? De unde știi? Te schimbi. Orice om care se întâlnește cu Domnul Hristos se schimbă. Samarineanca, iată, femeia cea păcătoasă, care a avut 5 bărbați, și pe cel care îl avea nu era bărbatul ei, iată că erau desfrânată, o prăpădită, cum zicem noi acum, iată se întâlnește la o fântână, la fântâna lui Iacov, cu Domnul Hristos. Domnul Hristos nu-i Părintele Ghelasie, nu ești nici tu, nici tu. E Dumnezeu, te întâlnești cu Dumnezeu. Și în momentul când te întâlnești cu Dumnezeu și ai o convorbire cu El, ați văzut dumneavoastră cum a schimbat toată viața la femeia aceea păcătoasă? Știți dumneavoastră că ea și cu toate fetele ei, cele 5 fete, au ajuns martire? Deci chiar mama păcătoasă, desfrânată și cu fetele ei, au ajuns martire și sunt pomenite în calendarul nostru ortodox. Mare lucru, dragii mei, din om păcătos, destrăbălat, desfrânat, nu-i așa? Că de câte ori ne vine în minte, mai, că nu poți să faci nimic. Nu poți. Sigur că tu nu poți să faci. Dar dacă te întâlnești cu Domnul Hristos, să știi că El poate. Schimbă viața ta pentru totdeauna. Aici să ai în minte acum cuvântul acesta. Dacă te-ai întâlnit odată cu Domnul Hristos, El ți-a schimbat viața. Să știți lucrul acesta. Dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul Hristos, nu ți-ai schimbat viața. Și ăsta-i semnul să-L aveți în mintea dumneavoastră. Or, de ce nu te poți întâlni cu Domnul Hristos? Nu știu. Răspunde-ți tu. Tu îți răspunzi în mintea ta. De ce de ani de zile vii la biserică sau postești și te rogi sau faci metanii, ce știi câte poate mai faci în milostenie și totuși nu te întâlnești cu Domnul Hristos, că nu ți-ai schimbat viața. Dacă nu ți-ai schimbat viața, gândirea și trăirea, nu te-ai întâlnit cu Domnul Hristos. Să știți lucrul acesta. Și aici ar trebui să vă gândiți bine, pentru că ce frumos spune Domnul Hristos, cel ce bea din apa pe care eu i-o voi da, nu va mai însăta în veci. Deci, setea nu este numai de mâncare și de băutură. Nu vedeți că oamenii sunt însetați după dreptate? Uitați-vă câtă lume tot ne văietăm pe toate posturile de televiziune, prin tramvai, pe unde umbli. Să tot vaită oamenii că nu-i dreptate. Păi nu-i dreptate, că în momentul când a venit dreptatea și pacea în lume, am răstignit-o, am pus-o pe cruce. Așa, și atunci ne tot mirăm. Și când i-a dat drumul, nu a dat drumul la dreptate, lui Hristos. El era dreptatea și adevărul, să-i fi dat drumul. Nu, o dat drumul hoțului, tâlharului. Nu-i așa? Și de atunci, dacă oamenii, noi am dat drumul hoților, tâlharilor, uitați-vă că ei își fac de cap și își-or face de cap până la sfârșitul veacului, cât îngăduie Dumnezeu. Numai dumneavoastră să aveți în minte să fiți oameni cinstiți, cu minți, pentru că așa primești plată. Știu că Părintele Arsenie zicea, avea vorba asta, dacă primești un om în numele unui sfânt, plată de sfânt ei. Dacă primești un om în numele unui proroc, zice, dacă îl primești ca și un proroc în casa ta, plată de proroc ai. Și dacă îl primești
Cât, cum îl primești tu în casă? Uitați-vă dumneavoastră cum ne primesc pe noi oamenii, pe arhierei, pe preoți, pe duhovnici. Pe unii ne fac și hoți, și tâlhari, și bandiți, și cum vreți dumneavoastră. Și dacă ne primește ca pe un hoț, plată de hoț are. Înaintea lui Dumnezeu, în mintea lui și în trăirea lui. Dacă ne primește ca și pe un om al lui Dumnezeu, ca pe un ispravnic, cum zice Apostolul Pavel, el dă definiția arhiereului și al preotului și apostolului. Zice, așa să ne primească, așa să ne privească pe noi oamenii ca niște slujitori ai lui Dumnezeu. Auziți ce frumos, zice, dar ca niște ispravnici ai tainelor lui. Ce înseamnă să fii ispravnic? Păi nu poate oricine să facă ceea ce face Părintele, nu-i așa? Poate el are harul Duhului Sfânt prin actul hirotoniei, prin faptul că un arhiereu l-a hirotonit și-a pogorât harul Duhului Sfânt. Și să vedeți dumneavoastră ce frumos zice acolo, pe care toate cele neputincioase le împlinește și îl sfințește pe om și îi dă putere să lege, să deslege și îi dă putere să aducă, să facă jertfa cea vie, iată, jertfa aici, cea fără de sânge, așa, pâinea în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos, iată ce putere mare! Și îi mai dă putere să dezlege păcatele lumii, dă putere să facă Sfântul Maslu pentru cei bolnavi, să sfințească apa. Și câte puteri nu are preotul dacă îl chem și crezi în puterea asta pe care Domnul Hristos o dat-o preoților și slujitorilor Sfântului Altar. Credem lucrul acesta? Suntem ca și femeia samarineancă, știți? Stăm și avem discuție, că ați văzut? Și ei au avut discuție și, Doamne, dă-mi și mie din apa cea vie ca să nu mai alerg aici cu greu să scot din apa aceasta. Ei, i-o dat, uite, apa cea vie, că o cerut-o și-o devenit martira sau mucenița cu toată familia ei, cu toate fetele ei, ori devenit sfinte în biserica noastră ortodoxă. Asta e apa cea vie. Să devii Sfântul lui Dumnezeu, trăitorul lui Dumnezeu, să-ți dai viața, să poți să fii în stare să-ți dai viața pentru credința ta în Domnul Hristos. Ce zice Domnul Hristos? Cine caută să-și scape viața, o va pierde. Și cine își pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, o va găsi în veșnicie și o găsești cum? Așa de strălucită și așa de frumoasă, nu-i așa? Încât nici în minte și nici nu-ți vine să crezi. Dragii mei, să nu vă îndoiți de credința noastră. Să nu ne îndoim de Domnul Hristos, de cuvintele Sfintei Evangheliei. Și mai vreau să mai spun un cuvânt, că eu de două cuvinte vă spun în fiecare duminică. Adevăratul închinător nu se va închina nici în Ierusalim, nici aici pe Garizim, ci în Duh și în adevăr. Ce înseamnă să te închini în Duh și în adevăr? Adineauri am spus că preotul are Duhul lui Dumnezeu pocorât peste el. Iată Duhul, îl vedeți? Uitați-mă, mă vedeți în fața voastră. Aici e Duhul lui Dumnezeu, orice preot, orice arhiereu care îl vedeți în fața dumneavoastră, o pogorât Dumnezeu, Duhul lui peste el. Ei, ce facem noi preoți? Pogorând Duhul acesta peste voi. Nu-i așa? Păi nu vă dezlegăm de păcate? Nu-i așa? Păi nu vă împărtășim cu Sfintele Taine? Nu facem Sfânta Liturghie și-L aducem pe Hristos aici, pe Sfântul Altar și în potir și de acolo vi-l dăm dumneavoastră? Iată Duhul și adevărul aici în biserică. Mie să nu-mi vie să spuie altcineva că ar avea cumva și el Duh și adevăr. Nu! Nu-l poate pogorâ.
pe Duhul lui Dumnezeu, numai cui i s-o dat de la Dumnezeu. Și Domnul Hristos zice frumos, nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Și să știți dumneavoastră, când eram eu copilașă, tânăr, mă gândeam eu că aș vrea să ajung preot. Mă și jucam când eram mai micuț, cu cătelnița și făceam slujbă și dezlegam păcatele pe cei mai mari. Uite așa, ei, mă jucam de-a preotul, vreau să spun, de micuț, făceam, trăgeam către lucrurile astea, vedeți? Ei, acum nu mă mai joc. Acum am ajuns să fiu om serios. Nu-i așa? Pentru că păcatele omoară pe om, duhurile necurate smintesc mintea omenească și fac multe ravagii în lumea asta și stau și mă uit, păi nu-i de jucat, nu-i de glumit, că-i de toată seriozitatea. Și atunci, făcând Dumnezeu lucrarea Lui, vedeți, cu acel copilaș, și câți nu veți vedea dumneavoastră, că sunt destui preoți sau destui arhierei în lumea asta în care Dumnezeu își face lucrarea prin noi, asupra dumneavoastră. Acolo-i Duhul și adevărul. Că se citește Sfânta Scriptură, nu aici, la Evanghelia, la fiecare slujbă, apostolul, pe acolo vine învățătura, cuvântul de învățătură și vărsăm harul, vi-l dăm pe Hristos, pace tuturor, când am făcut cruce pe voi și am zis pace tuturor, vine harul Duhului Sfânt ca niște chip de limbi de foc și pogoară peste dumneavoastră. Când zicem iară binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, vă cuprinde și din interior și din exterior harul Duhului Sfânt și lucrează și are putere mare. Pentru că noi nu numai că propovăduim, zicem, cu cuvântul și vărsăm harul lui Dumnezeu. Iată râul de apă vie. Păi cine să fie râul de apă vie decât însuși Hristos? El este râul de apă vie. El ne dă și să mâncăm și să bem, mâncăm la masa Lui. Aici e masa, Sfânta Masă, unde spunem noi, unde se jertfește El. Nu-i așa? Și ieșim de acolo și zicem că mănâncă și bea din potirul acesta toți păcătoșii Pământului. Iată că au băut și au mâncat și Fotinii sau Samarineanca, Sfânta Muceniță Fotinii, cu fetele ei și-au ajuns mucenițe în biserica noastră ortodoxă. Dragii mei, ca să poți ajungi, să-ți dai viața pentru Hristos, trebuie să ai credință multă, trebuie să te întâlnești cu Hristos, trebuie să-ți dai putere, să nu-ți fie frică de moarte, pentru că, de fapt, cine moare pentru Hristos, ăla nu mai moare, ăla-i sfânt. Cine moare pentru Hristos, cine vrea, el dorește să moară. De ce părintele profesor, părintele Ilie Moldovan, ne spunea la morală creștină că se duceau martirii să fie omorâți ca și mirele cu mireasa la cununie? Cu atâta bucurie, auzi? Auzi ce bucurie aveau martirii când se duceau să-i omoare, să le taie capetele și mâinile și să-i chinuiască. Precum se duceau mirele și mireasa la cununie. Așa se duceau acești martiri. Ei, dragii mei, că să ai lucrul ăsta, trebuie să ai mult, să ai râvna asta, darul ăsta, dat de Dumnezeu în tine, apoi trebuie să postești mult, să te rogi mult, să faci metanii, să plângi, să dorești, să ardă inima în tine după dorul de Dumnezeu. Nu-i așa? Și să vă dea Dumnezeu putere, Sfânta zi de astăzi, să vă întâlniți cu Domnul Hristos și Sfânta Muceniță Fotinii să vă ajute, chemați-o în ajutor, așa cum din păcătoasă a ajuns martiră și și-o dat viața pentru Hristos și pentru credință, să fim și noi în stare, dacă ne-ar cere cineva, să ne dăm viața, să o dăm viața asta păcătoasă, cum cântăm și acolo la o cântare toată viața noastră, Lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm, zicem și la ectenie, nu? Și atunci, hai să dăm
viața noastră, toată, nu numai pe jumătate sau pe sfert, să-i o dăm lui Hristos, că îți dă și El ceva, îți dă liniștea aia sufletească, îți dă bucuria și dragostea de a trăi lângă El, lângă Hristos, și nu mai puteți urâ, vă spun eu, că nu mai puteți urâ și dușmănii pe nimeni, că ai izvorul ăla de apă vie. Așa cum spunea Părintele Antonie în predică, vedeți cu acel puznic, nu să se odihnească, nu? Și atunci apa aia s-a făcut cu broaște și cu târătoare. Ei, în momentul când te pui pe tânjală, atunci vin broaștele și atunci vin toate târătoarele sau gândurile murdare. Nu vă puturoșiți. Nu vă leneviți la lucrurile sfinte, la, la păcate să vă leneviți, la răutăți. Și știți cum ziceau părinții bătrâni? Auziți cum ne învățau pe noi când eram la mănăstire, la sâmbătă. Zicea, nu vă grăbiți să ieșiți repede din biserică. Să zăboviți cât de mult, uite așa, și să cântăm, și să ne rugăm, și să vărsăm lacrimi, să zăbovim. A ieșit din biserică cu închinăciuni, cu dragoste, cu bucurie. Nu, fuga repede afară la taclale. Știți? Și l-ai pierdut pe Hristos. Îl pierdem imediat. Nu-l pierdeți pe Hristos. Țineți-l tare, strâns și rugați-vă că vă aduce multă liniște. De asta și unii părinți, când terminau Sfintele slujbe, Sfânta Liturghie, repede fugea să nu mai vorbească cu nimeni. De ce? Ca să nu piardă darul care îl primea în timpul Sfintei slujbe. Să știți că pogoră harul Duhului Sfânt, pogoră mult har, multă putere. Și nu o pierdeți. Că, vedeți, acum, imediat, apoi o să vă miruiască și să cântă frumos. Cântați și dumneavoastră pricesnele acelea care să cântă. Că îi lauda lui Dumnezeu și atunci cântă mintea ta, cântă inima ta, cântă ochii tăi, gura ta și toate cele din lăuntrul meu, cum zicem la liturghie, numele cel sfânt al tău, nu-i așa? Să vă ajute Dumnezeu să vă dea putere, Sfânta zi de astăzi să verse mult har și multă putere ca să puteți birui greutățile vieții, bolile și năcazurile, și Domnul Hristos să vă vie în întâmpinare, să vă mângâie, să vă dea multă putere, să vă puteți mântui. Amin. Vă rugăm să veniți la miruit.